Faptele Apostolilor, capitolul 27, versetul 9 în jos, pagina 1091. Trecuse destul de multă vreme și călătorie pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuseră chiar și vremea postului. De aceea Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis: oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejde și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Sutașul a ascultat mai mult de cărmați și de stăpânul corăbii decât de vorbele lui Pavel, și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabie de acolo, ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta, așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus, ca să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorile și au pornit cu corabie pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la parte de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe lundre. După ce au ridicat-o, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și, de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânați de vânt. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie și a treia zi noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei. Soarele și stelele nu se mai văzuse mai multe zile și furtuna era așa de puternică, încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme, atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuie să mă fi ascultat, să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejde și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va peri și nu va fi o altă pierdere decât a corăbii. Un înger al Dumnezeului al cărui sunt eu și cărui îi slujesc mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabie împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Amin. La acest cuvânt cu adevărat putem să spunem amin. Mai spunem și la alte texte din Scriptură care nu se încheie atât de pozitiv, atât de frumos, dar spunem amin fără să ne dăm seama, dar ar trebui aici să spunem de două ori amin, că am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Amin. Dragi frați și surori, cu toții suntem de acord că trăim într-o vreme primejdioasă, așa cum scrie în versetul 9 și 10. Pavel își dădea seama că trăia într-o niște momente, clipi din viața lui în călătoria care o avea pe pământul ăsta și era destul de primejdioasă. Nu știu de unde a învățat asta, probabil din alte momente în viața lui, cum spune în 2 Corinteni, de 3 ori s-a sfârmat corabia cu el. Probabil că asta e a doua, a treia oară, ceva o mai experimentat el. Pentru că le spune: oameni buni, nu vă porniți pentru că a trecut și vremea postului. Probabil că marinarii aveau niște timpuri în care călătoreau și erau timp spre iarnă în care înțelegeau la o anumită dată sau la o anumită perioadă sau la o anumită sărbătoare că de acum încolo de-am pus pornești corabia, dar poți să nu ajungi. Și Pavel zice, s-a uitat că a trecut perioada aceea prielnică și zice: oameni buni, dați să ne oprim. Numai că în viața asta primejdioasă sau călătoria asta primejdioasă care au avut-o ei, pe care o avem și noi și probabil că sunteți de acord, mulți dintre dumneavoastră trăim niște vremuri cu adevărat nu-s foarte bune, nu-s bune deloc, nu-s bune nici pentru sănătate, nu-s bune nici pentru minte, nu-s bune nici pentru trup. Tot unii nu te întorci, tăți propagă frica, tăți te amenință, tăți te avertizează, tăți parcă ori vrea să trăim, cum era o vorbă la noi, pe sârmă, știți, să mergem după reguli că dacă nu mori, dacă nu știu, ceva se întâmplă numai decât.
Și toată lumea astăzi, inclusiv noi ca creștini, stăm așa, parcă, știți, cu pașapoartele, gata, cu rezervi, dacă nu cu pașapoarte, dacă nu v-ați făcut pașapoarte, rezervi destule, toți ne întrebăm, ai beși? Dar nu era până amul așa de important beșul, că oamenii, când mi-am făcut casă, mi-am făcut și eu așa un mic subsol și mă sună un verișor și zice, ți-ai făcut beș? Zic, da. Dar ușa cât are? Zic, 90 cm. Zic, și cu tine? Cum îți bagi butoi acolo? Zic, dar nu-mi trebuie butoi. Ei, amuia, toți ne bucurăm că avem bieșuri. Putem acolo spunem alimente în caz că, chiar alți fraze și mi-am făcut, mi-am pregătit, dacă în caz că... Și e normal, ca oameni ne gândim, măi, asta e făcut, asta e pregătit, nu acuz pe nimeni, da, ca om e normal, dar mă uit cum trăim, mă uit în starea în care suntem. Chiar trăim parcă într-o vreme, parcă ne înconjoară tot și ne pândesc, ne facă rău. Așa Pavel a văzut situația, zice, măi, oameni buni, ca să avem liniște, să fim în siguranță, haideți mai bine să iernăm aici în Creta. Așa spune versetul 21, zice, trebuia să mă fie ascultat să nu pornim din Creta. Numai că nu destul că vremea e primejdioasă, timpurile nu-s prielnice, dar pe lângă toate acestea, sutașul spune Biblia că a ascultat mai mult decât de cărmaci și de stăpânul corăbii decât de vorbele lui Pavel. Dacă ar fi primejdia numai că în tot ce ne înconjoară, vremea de afară, vremurile rele, pandemia, războiul care ne înconjoară, dacă ar fi tot din exterior, ar fi o problemă. Dar mai dureros este că vremea primejdioasă pentru noi sau situațiile primejdioase sau vremea grea pe care o trăim e că suntem influențați și noi ca creștini și ascultăm mai mult decât de Pavel, de vorbile lui Pavel, de oamenii spirituali, de oamenii duhovnicești, de oamenii care au un cuvânt de spus și o să observați până la urmă cât e de important să cădem în latura asta, adică mai mult decât știrile, decât, cum spune aici Biblia, decât cârmași, decât oamenii analiștii politici, dacă vreți, decât stăpânul corăbii, oamenii care sunt interesați în afaceri, oamenii ăștia se uită în țara noastră și zic, mă, prognozele nu-s bune economice. Suntem influențați. Sunt unii care mă întreabă, zice, să continui construcția sau să mă opresc? Eu mă uit, zic, pentru ce să te oprești? Pentru că dacă te oprești, arăți că te temi. Asta nu ne arăți nie. Îi spui lui Dumnezeu, Doamne, înțelegi, gata, mi s-a schimbat planul. Dar de ce? Dar uite la vremea în care îi înconjoară. Da, poate să fie. Poate să fie primejdioasă chiar și pentru casa ta, poate să fie primejdioasă chiar și pentru familia ta. Dar e foarte important în aceste vremuri, indiferent în ce situație nu am ajunge și nu trăim, este ca să ascultăm mai mult de oamenii spirituali. Și asta am repetat și o repet și în această dimineață. Asta foarte mult îți va determina siguranța ta și viitorul tău. Chiar dacă ai de pierdut, dragul meu, ascultați-mă, Sfântul Pavel în acest text, în versetul 21, zice, trebuia să mă fie ascultat. Dacă ascultau de un om spiritual, da, eu înțeleg că lumea ne disprețuiește, lumea nu pune accent pe spiritual, cine ești tu? Pavel. Și cine e Pavel? Apostol. Dar ce înseamnă apostol? Oamenii nu înțeleg nimic. Apostol. Plus la asta întemnițat cu cătuș la mâini. Eu mai dat voie câte o leacă să mai plimbi prin corabie aceea, dintr-o cameră în alta. Dar în general era un întemnițat. Zice, pe tine să te ascultăm. Ce experiență ai tu? Cărmaciu? El știe. El o mai încercat. Dacă o zis ne pornim, înseamnă că o mai îndrăznit în viața asta și o reușit, o mai trecut pe vremea asta mare asta, nu odată. Stăpânul își pune în joc corabia, asta are de pierdut, dacă n-are minte să pornească, atunci și-o pierdut corabia. Plus la asta își pierd încărcătura. Plus la asta, de ce să nu ascultăm de sutaș? Pentru că sutașul răspundea de aproape 300 de suflete în corabie aceea, 276. Și atunci... Cum să asculți când compari experiența asta a vieții sau situația vieții pe care noi o trăim
Cum să nu te iei după oamenii ăștia cu experiență? Ce sunt oamenii spirituali într-o pandemie? Băi, de medici trebuie să asculți. Cu adevărat, da, așa, e logic, e frumos. Nu zic să nu ascultați de medici, dar așa e tendința mai degrabă să ascultăm cuvântul medicului, să aibă un cuvânt mai superior decât a unui om spiritual, decât să prețuiești cuvântul unui militar mai mult decât cuvântul unui pastor, să prețuiești experiența unor oameni mai mult decât Scriptura, mai mult decât o vedenie, mai mult decât o descoperire. Așa e că suntem tentați. Frați și surori, trăim vremuri cu adevărat, suntem foarte influențați. Interesează tot ce spune în jurul nostru. Și alegem analiștii cei mai buni, alegem stăpânii care își pun în joc afacerile lor și zic, băi, tăta să fie bine, sau invers, băi, tăta să fie rău. Și cumva ne lăsăm duși dintr-o barcă în alta, când acolo, când aici. Dar vreau în această zi să vă spun să nu vă temiți, să fiți cu voie bună, să stați liniștiți, cum spune versetul 25, dar pentru asta ascultați-mă, dragi frați și surori, ascultați de oamenii spirituali. A doilea lucru care îl observ aici, versetul 12, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo. Deci să uitați, zice, băi, cărmaciul de părere să plecăm, stăpânul de părere să plecăm. Zic, voi și spuneți, băi, vremuri bune, uite, soarele pe cer, frumos, haidem. Și zice, uite, și mulțimea de partea noastră, toți oamenii într-un unison vorbesc, toți oamenii merg în direcția aceea. S-a găsit un înțelept, un apostol, un întemnițat, un încătușat, un om disprețuit și mai nu omorât în Ierusalim, care mulți ziceau era bine dacă murie și dacă cădea pe mâinile noastre. Nu asculta de Pavel, zice, mulțimea, dacă cei mai mulți sunt de părerea asta și uite, tăți se duc, tăți iau direcția asta, tăți, băi, înseamnă că așa, și ne lăsăm influențați, ne ducem după ei, facem ca ei, gândim ca ei. Un alt lucru ce mai observ este că s-au uitat, s-au bazat pe oameni, pe experiența lor și era bună, cu adevărat, sigur că nu era un cărmaci care prima dată conduce corabia, o ascultat de cărmaci, o ascultat de stăpânul corăbii, s-a uitat votul mulțimii și spune Biblia un lucru interesant, versetul 13, se credeau stăpâni pe țintă. Ca oameni întotdeauna avem nevoie de o confirmare de cuiva și când vedem că, de exemplu, la moldoveni, se întâmplă că anul ăsta au mărs porcii. La anul dublu oamenii cresc porci. Și la celălalt se ieftine în jumate. Pentru că așa, vreți, nu vreți, să ne lăsăm influențați, fără să ne dăm seama. Și s-au crezut stăpâni pe țânt, adică siguri, încrezători. Tăta să fie bine, dar vreau să vă spun în această zi, nu-i tot bine când nu ai factorul spiritual în viața ta care pune punct la urmă. Nu va fi tot bine niciodată dacă ignori partea asta dumnezeiască, fie asta a conducătorilor, fie asta a descoperirilor, fie asta a profețiilor, fie asta că e partea cuvântului lui Dumnezeu de care trebuie să asculți, nu contează. Dar mă refer la partea spirituală. Când te bazezi pe tot pământesc, pe experiență, pe analiști, pe mulțime, nu va fi bine. Nu va fi bine dacă punctul nu-i pus și spiritualul, dacă nu ai argumentația și spirituală. Și așa cum se credeau stăpâni pe țintă, spune Biblia, dar nu după multă vreme, versetul 14, nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon.
Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Deci cei ce nu poate prevede factorul uman, cei ce nu putem noi să înțelegem ca oameni cu experiență, fii medic, fii inginer, fii cârmaci, fii stăpân, fii afacerist, ce vreți dumneavoastră? Pentru că un cârmaci, un stăpân de corabie, un om cu afaceri mari, un medic, un inginer, un profesor, ăsta nu-i luat de oriunde pe marginea drumului și nu are un cuvânt de spus. Da, cu adevărat are un cuvânt de spus că au experiența vieții în spate. Dar cei ce nu știu ei, este vântul ăsta care vine de unde vrea, suflă încotro, vrea, merge unde vrea și nimeni nu știe de unde vine și unde se duce. Cei ce numai poate Dumnezeu să prezică. Și fiindcă sunt lucruri în viața asta spirituale, lucruri care nu se văd la prima vedere, dar nici la a doua vedere, dar nici la ultima vedere. Cei ce numai Dumnezeu poate să le vadă, de aceea ar trebui ca factorul spiritual să fie răscrucea pe care noi trebuie să mergem, să fie punctul la care noi trebuie să luăm seama, dragii mei. Pentru că asta numai Dumnezeu o poate prevede. Observați, nu după multă vreme, nu trebuie să treacă ani să-și dea seama oamenii ăștia că trebuie să asculte și de partea asta spirituală, de oamenii ăștia spirituali. Și viața a luat o întorsătură și zilele cele au luat o altă întorsătură. Oamenii, spune Biblia, versetul 18, fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, au început să arunce încărcătura de mare, zice, măi, trebuie să aruncăm tot. Și v-ați gândit că o să faceți bani, probabil erau și oameni cu diferite mărfuri, purpură, nu știu, granit cum azi, mramură, zice, trebuie să aruncăm, dacă vreți să mai scăpăm. Spune Biblia 30, și noi cu mâinile noastre am lăsat uneltele corăbii. Nu mai avea nicio șansă, înțelegeau, gata, până aici. Versetul 27 spune, a 14-a zi, pe când eram împinși încolo și încoace cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții, marinari au bănuit că se apropiau. Deci era o situație, 14 zile, oamenii ăștia, spune Biblia, nu au văzut soarele, nu au văzut speranța de scăpare, furtună, ploaie, întuneric, nori, valuri, tot ce vreți, numai nu lumină de scăpare. Și aici intervine Pavel și spune, versetul 21, trebuia să mă fie ascultat. Dragii mei, frați și surori, viața e neprevăzută. Nu avem nicio garanție că mâine vom ajunge și nu avem nicio garanție că tot ce ai agonisit îți va rămâne pe mulți ani. Aseară din au ajuns niște frați în familia noastră din Ucraina și au venit pe la ora 4 și spuneam soției, ai observat? Au stat aproape din nou și nu-s grăgheu nicăieri. Nu vroiau acasă, nu vroiau nici unde stau pe o perioadă aici la noi în Moldova, nu vreau nimic, vreau să stea la vorbă, vreau, aveau timp destul, nu se mai gândeau că mâine la lucru sau la adunare sau la școală sau la muncă. Nu se mai gândeau cum le va merge afacerea. Nu mai au încă mari planuri de viitor, nu știu ce o să fie. Și mă uitam la ei și ei mi-au spus așa, la noi amu în viață merge procesul, ne gândim care-s valorile adevărate. Care-s valorile adevărate? Și stăteau cu familia, zic așa, amu, aveți timp de familie? Da, avem timp de familie, de copii, chiar ne gândim, oare ce se merită, pe ce spui accent în viața asta? Dragii mei, asta e viața pe care o trăim și pe care o experimentează în zilele noastre unii din frații noștri și nu exclus că noi o vom experimenta. Asta e eurachelonul, asta e vremea primejdioasă și totdeauna am fost în așa vreme, numai că sunt perioade când ar trebui să spunem, Doamne, oare pot să mă opresc o clipă, să mă analizez viața spirituală, să-mi analizez viața de rugăciune dacă mă rog, să-mi analizez dacă mai citesc Biblia, să mă analizez dacă mai am ceva în comun cu tine,
să analizez dacă mai cred în viața de după moarte, să mai analizez că trebuie să mai les din lucrurile astea pământești, poate, să nu mai alerg așa tare că într-o zi pot să le las mai devreme decât mă gândesc eu și mă programez. În vremea asta primejdioasă, în vremea asta, în călătoria asta pe mare, dacă vreți, în perioada asta a iernii, cum era în perioada asta în care Pavel a experimentat ce a experimentat, în perioada asta ar trebui un pic să ne oprim și să ascultăm de Pavel, dacă vreți, de Scriptură, de profeții, de vedenii, de ceea ce spiritual mai avem noi și ne-a mai rămas și să ne ajute Dumnezeu la asta. Pentru că asta are niște rezultate, și anume, cum poți să nu asculți de cuvintele lui Pavel? Și versetul 22 spune, fiți cu voie bună. Cum poți să te bazezi numai pe cârmaci, pe stăpân, pe mulțime, să fii încrezător în țântă, stăpân pe luntri, stăpân pe barca vieții tale, dacă vrei, stăpân pe afacerea ta, bazându-te în totalitate mult pe lucrurile materiale și să stai cu voie bună când primejdea vine peste viața ta. Este așa cineva? Cum te-ai simțit în perioada asta grea? Cum te-ai simțit când ți-ar lua, cum spuneam, am întâlnit cu niște evrei ucraineni la fratele Marin în casă și zice, tocmai mi-am terminat casa, zice. Mai rămâne la etajul 2 spunta pieta. Și zice, când mă uit am urmă, zic, ani de zile am lucrat și am rămas cu o mașină și cu 5 câini. Cu ăștia era pe Moldova. Și îmi vine să plâng, zic, Doamne, am pierdut tot, nu știu, mă mai întorc înapoi, mai găsesc ceva din casă, din tot ce am muncit, era angajat, avea salariu bun, nu se gândea la moarte, nu se gândea la vremea asta primejdioasă, nici nu le vine a crede la nimic că poate viața să ia așa întorsătură, nici dumneavoastră nu vă vine a crede, nici eu nu cred că viața poate așa întorsătură să ia, la nimeni nu le vine a crede, dragii mei, dar asta e real și eu vă întreb dacă asta e real. Dacă dă această vreme grea peste noi, azi sau mâine, poți să mai fii cu voie bună? Poți să spui ca Pavel, pentru că niciunul din voi nu va peri și nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Adică cum? Să mă bucur că nu mă rămân în viață, da? Și asta să-mi dăi bucurie în viața mea, zici, da? Da, într-o vreme împremejdioasă, Când ai lucrurile spirituale, poți să fii cu voie bună, poți să pierzi tot în jurul tău și tu să fii binevoitor, să mai ai gust de viață, să mai vrei să trăiești, să ai speranță și spui, Doamne, indiferent ce nu mă așteaptă, eu pot încă să mai am bucurie, să mai am voință, să mai am chef să trăiesc, să mai fiu predispus la viață, la fi bun, la ajuta, la face bine, dragii mei. Dar asta e atunci când pui accent și pe lucrurile spirituale, când în viața ta factorul decisiv îl are Dumnezeu și nu lucrurile materiale. De aceea să ne încredințăm foarte bine, să ne ajute bunul Dumnezeu ca punctul nostru, viața noastră să fie accentul nostru pe lucrurile spirituale. Și apoi, a doilea lucru ce-l observ, atunci când pui accent pe partea asta dumnezeiască, atunci când ai experiența asta cu un înger al lui Dumnezeu, cum spune în versetul 23, al cărui slujitor sunt eu, mi s-a arătat azi noapte. Când mai ai experiențe spirituale, poți să spui în versetul 24, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Adică cum? Să fiu cu voie bună când pierd tot. Da, povestea, v-am mai spus, probabil odată era o soră bătrână la Slobozia Dușca și avea un fecior, prin 90 ceva și-a luat o mașină, cum spuneam noi, inomarcă. Pe atunci foarte puțini oameni aveau așa mașini. O muncit pe stihotare, pe tir, a venit omul cât o muncit și-a luat o mașină ca la nimeni în sat. Și peste ceva perioadă o accidentează, o face și boț. O venit plângând acasă, mama lui pocăită, plângând și spune, mai gine muriem eu decât fărmam mașină. Și mama lui pocăiță a uitat la el și a zis, bă, omule, ți-o pierdut cheful de viață că ai pierdut ce aveai mai scump din lucrurile materiale? Bucur-te că tu trăiești, mașinii să mai faci. Vreau să vă spun că omul ăsta are azi nu numai o mașină și nu o mașină de cei care au avut, are zeci de hectare de pământ,
lucrează undeva în Spania, o cumpăra casă la copii, are serviciu bun și are mult mai bune mașini decât le-a avut atunci. Dar ca să înțelege asta, cum spune în versetul 22, pentru că niciunul din voi nu va peri, adică pentru viață, pentru că vei mai trăi, pentru că Dumnezeu îți mai dă posibilitate să fii pe pământul ăsta, nu te uita la ce pierzi. Spune, Doamne, pot să fiu cu voie bună că mi-ai dat încă viață și trăiesc. Pentru că așa spun frații noștri, mulțumesc lui Dumnezeu, chiar dacă am pierdut tot, mai trăiesc. A doilea lucru, cum revin, poți să spui, nu te teme, dacă pui accent pe lucrurile spirituale, pentru că tu știi și nu te vei teme, pentru că dacă Dumnezeu ți-a spus că tu trebuie să stai înaintea cezarului, tu vei sta înaintea cezarului. Așa ai spus, nu te teme, Pavel, așa ai spus îngerul, nu te teme că și tu trebuie să stai înaintea cezarului. Dragii mei, și a treilea lucru, de aceea, oameni, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. E foarte greu când pierzi, când rămâi numai cu viața, să fii cu voie bună. E foarte greu când ai pierdut tot sau simți că vei pierde, să nu te temi. Și am să vă spun ce înseamnă, cum puteți să vă verificați dacă vă temiți. Dacă primejdea care te înconjoară schimbă direcția, și anume mă refer la tot ce-ai plănuit tu, pentru Domnul, pentru familia ta, să știi că ăsta e un semn de frică. Pavel a zis, eu oricum trebuie să ajung înainte cezarului. Și îngerul a spus, nu te temi, Pavel, dacă Dumnezeu a spus că tu trebuie să stai înainte cezarului, tu vei sta înainte cezarului. Și Dumnezeu ți-i dă pe toți așa din jurul tău. Dragi frați și surori, e foarte greu în perioada asta să fii binevoitor, să nu te temi și să stai liniștit. Dar veți putea să le aveți aceste trei lucruri numai dacă aveți și puneți accent pe partea spirituală. Nu se gândească cineva că dacă va strânge mai multe averi, mai mulți bani, va fugi mai repede sau va avea un loc mai sigur. S-ar putea să nu fie așa. De aceea vă îndemn pe toți, și pe mine, și pe dumneavoastră, toți împreună. Haideți în această zi să ne analizăm viața noastră. Oare cât din lucruri materiale, pe cât pun accent pe lucrurile materiale și cât accent pun pe lucrurile spirituale? Știți, mi-aduc aminte din Scriptură un eveniment și vreau să vă citesc și cu asta închei. Îl găsesc la Exod, capitolul 14. Era exact o situație neobișnuită pentru poporul lui Israel. Și spune în versetul 9 din capitolul 14 Exod, egiptenii i-au urmărit și toți caii care lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui, i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pihahirot, față în față cu Baal-Țefon. Faraon se apropia, copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut? De ce ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robii egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robii egiptenilor decât să murim în pustie aceasta. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care vedeți azi nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți, stați liniștiți. Știți ce mă miră? Că oamenii ăștia s-au uitat în spate și au văzut o armată puternică și eu apucat spaima, le-a tulburat viața. Dar știți ce mă doare pentru ei? Că în afară de Moise,
Nu era niciunul să zică, dar norul, unde-i? Dar stâlpul de foc, ce zici? Da, armata e puternic, sunt îngrozitori, au care, au tehnologii. Mai puternică armată decât Egiptul pe vremea aceea nu era. Dar îmi pare rău că o uitat când versetul 22 din 13 scrie, stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Îmi pare rău că niciunul din ei nu a zis, măi, dacă stâlpul e cu noi și stă liniștit aici, stai și tu liniștit. Dacă focul care ne călăuzește și ne conduce spre Canaan, el sigur ne va duce în Canaan. De ce oare niciunul din ei? De ce a văzut numai armata? De ce a început să-i replice lui Moise să-i zică, mai bine ne lăsați să murim în Egipt? Dragi frați și surori, când ajungeți în primejde, când viața voastră în primejdeți, pur și simplu, uite-te unii norul, caută unii norul, caută unii stâlpul de foc, caută unii îngerul care trebuie să-ți arăte noaptea în vis ce trebuie să faci, caută păstorul dacă vrei, caută Biblia, ia hotărâri, nu lua hotărâri până nu li combini cu factorul spiritual, nu lua hotărâri până nu joacă un rol în viața ta și lucrurile spirituale. Nu ignora partea spirituală, pentru că dacă o vei ignora, nu vei putea să ai voie bună. Nu vei putea să stai liniștit. Cum să stai liniștit? Tu nu vezi armata. Eu o văd, da, dar stai liniștit. Stai pe loc. Cum să stau pe loc? Stai pe loc. Dar asta o vei putea să spui ca Moise numai dacă vei vedea norul că stă la locul lui, dacă vei avea călăuzirea lui Dumnezeu. Dacă vei pune accent pe lucrurile spirituale, pe rugăciune, scriptură, descoperiri, dacă vei iubi biserica, dacă vei iubi adunarea, cum vreți dumneavoastră? Zic ca Dumnezeu să ne ajute la asta. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. De altfel, dragii mei, vă spun ce se va întâmpla. Găsesc în scriptură o întâmplare în care Samaria era împresurată. Era foarte mare foamete. 2 Împărați, capitolul 9. Și spune Scriptura că zice sirienii care i-au înconjurat pe evrei, zice că la un moment dat au auzit un vuiet și zice că vuietul ăsta era cu o armată mare, era ca o oștire, era ca simța că vin câteva popoare împotriva lor. Eu vă întreb, era real ce au auzit ei? Era cu adevărat o armată? Vuiet era de armată? Nu era nicio armată. Pur și simplu o trâncănit Dumnezeu, o dat cu un clopoțel, o făcut să audă niște rost de care, o făcut să audă niște strigăte de oameni, dar în realitate nu era nimic. Și spune Biblia că au lăsat tot în amurg, deci era înspenserat, era noapte și au fugit. Nu i-a mai interesat lucrurile materiale, au lăsat tot au lăsat și au fugit. De ce? De ce au fugit? Pentru că nu erau învățați să aibă legătură cu Dumnezeu. Nu erau învățați să deslușească vocea lui Dumnezeu de o voce care nu este reală. De aceea, dragii mei, vreau ca în această zi, indiferent cine nu ești tu, indiferent că vii prima dată la adunare, a doua oară la adunare, indiferent că ești creștin sau nu, indiferent că ești membru sau nu, vreau ca în această zi pur și simplu să ne rugăm să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, atât de important este să avem partea asta spirituală dezvoltată în sufletul nostru, pentru că viața nu stă în mâinile noastre și noi când ne suim într-o corabie și vrem să ajungem undeva, nu depinde de noi dacă vom ajunge sau nu. Sunt lucruri neprevăzute, sunt vânturi care numai Dumnezeu știe când vor veni și de care vor veni, genul lor. Sunt lucruri care nu depind de noi, nu depind nici de oameni cu experiență, nu depind nici de cârmași, nici de stăpâni, nici de afaceriști, nici de analiștii politici, care cei mai buni, dacă vreți, luați-i. Nu depinde nici de conducătorii noștri, câteodată nici ei nu știu ce se va întâmpla, dar depinde de Dumnezeu. Și pentru că depinde de Dumnezeu, dragii mei, noi suntem chemați să avem urechea dezvoltată, să avem urechea deprinsă, să ascultăm vocea Lui, ca să nu se întâmple exact ca în Evanghelia lui Ioan, când spune că
S-a auzit o voce din cer, îl voi proslăvi și îl voi mai proslăvi, și se refere la numele lui Hristos. Și oamenii zic, ai auzit? Ce ai auzit? Un tunet, alții zic, un înger. Dar în realitate cine era? Era Dumnezeu. Dumnezeu vorbea la oameni. Îi voi proslăvi numele lui Hristos. Oamenii trebuie să audă clar, dar nu erau deprinși. Nu le plăcea lucrurile spirituale, n-aveau treabă cu Dumnezeu. Și din cauza asta, când auzeau vocea lui Dumnezeu, nu o deslușau exact ce e, că era înger, că era tunet, în loc să zică, mă, ăsta e vocea lui Dumnezeu. Dar cum să spui că e vocea lui Dumnezeu dacă ani de zile nu o mai auzi? Dar cum să deslușești că e un sunet fals și nu-i unul adevărat, exact ca sirienii, și o iei la fugă, goană, și le ieși tot în jur și fugi, și-i dezastru în viața ta, și nu mai ai, nu te mai interesează nimic în lumea asta. Cum se deslușește asta, stând lângă Dumnezeu? Avem nevoie ca Dumnezeu să vie în viața noastră, să ne mai vorbească pentru un înger, prin Scriptură, pentru un proroc, pentru un pastor, pentru un om care iubește lucrurile spirituale, dragii mei, haideți să nu ignorăm acest factor. Haideți în această zi să luăm o decizie, să spunem, Doamne, cu adevărat, oamenii mulți au dreptate, cu adevărat, așa cum spun ei după experiența lor, dar noi știm că în toate Tu ții controlul și Tu decizi ce se întâmplă în țara noastră, în viața noastră, cu familia mea, Doamne. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la asta, să ne rugăm. Amin.